O ultimă întrebare. Atanas Strica a marcat împotriva Angliei. Da. Bravo lui și să reconfirme, să mai facă acest lucru. Dar și din acțiune, nu neapărat numai din... Dar e un început. Este un jucător cu calitate, fiind special așa, fizic foarte bun pentru un atacant. Trebuie să muncească mult, să-și îmbunătățească, să aibă îmbunătățiri pe planul tehnic, pe planul ăsta și caracteristic al atacanților. Când primește balonul de protejare, de dublare, de redublare a balonului și cele amândouă picioarele. Să dea și cu dreptul, așa cum dă cu dreptul. Era, să dea și era cu nemulțumit că n-a primit șanse la echipa, la Craiova. Uite, că chiar vorbeam într-o zi cu cineva așa, tot apropiat de-a lor și rudă de-a lor și discutam la partida aia de cupă când a avut-o și a făcut o mișcare chiar de atacant acolo, însă șutul care l-a dat cu piciorul stâng, l-a dat prost și l-a dat pe lângă bare. Lucru care dacă ar fi dat atunci cu Tunariu, la el când i s-a dat șansa respectivă, dacă dădea gol și echipa ar fi și câștigat în partida respectivă și nu s-ar fi terminat cu golul respectiv al lui, ai o altă, să uită lumea da, altfel. Da, dar să știi că eu i-aș da o șansă, șansă este... pentru că Colici este ieșit din formă, i-aș da o șansă lui Atanasie. Da. Face sens. Păi și asta e, cum să spun, decizia antrenorului și merită, nu știu acum, știi cum e, eu când am antrenat, eu dădeam foarte multe șanse la ea și m-am bazat mult pe jucătorii tineri, tocmai pe foamea lor. Păi eu asta zic, că eu zic că merită Atanas o șansă, ținând cont de forma lui Colici, de exemplu. Și rămâne să decidă, numai că atunci când intri într-adevăr să ții de șansa respectivă, să te bazi pentru ea și să rămâi cu ceva în meciul respectiv, adică lumea să-și aducă aminte de sau în săptămâna premergătoare de acelei partide, să-și aducă aminte cât de important a fost prezența ta. Aici da. Este. Dar e jucător tânăr, încă tânăr, are timp, dar ți-am spus, îi trebuie muncă foarte multă și muncă individuală, după ce să termină antrenamentele, să rămâi, pentru că el are un joc de cap bun, dă bine cu cap. Dar asta nu numai asta este pentru un atacant. Lucrează mult pentru centrări din dreapta, din stânga, să răi cu piciorul stâng, cu piciorul drept, să fii pregătit în orice moment al jocului să poți să reacționezi prin execuțiile respective. Atunci s-a zis, multă muncă individuală. Da.